Domnul Paul Angel, director general în cadrul ANPC-ului, este invitatul nostru de astăzi de la interviurile PS News. Bine ați venit, domnule director, și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bine m-am găsit. Aș începe interviul nostru de astăzi cu un caz deja vechi, dar care încă generează emoții. E vorba de cazul bebelușilor de la Marie Curie și de situația din Argeș. Avem declarații, inclusiv făcute de miniștri, de persoane abilitate, avem ipoteze de lucru pe povestea asta, sprijin din partea Uniunii Europene cu specialiști și totuși astăzi suntem așa în neant în ceea ce privește un verdict foarte, foarte clar pe acest lucru. Cum se poate și cum se vede lucrul ăsta inclusiv din bucătăria ANPC-ului, o instituție care a trebuit până la urmă să fie alături de consumator, deci de cel care se expune unor astfel de riscuri. Da, ar trebui și este alături de consumatori, în sensul în care supraveghează permanent piața de produse, motiv pentru care inclusiv în speța în care zicea dumneavoastră a intrat în grupul operativ de lucru vis-a-vis de problema bebelușilor. Sigur că aici se delimitează competențele, sigur că există instituții ale statului cum este Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranță Alimentară și o parte din cadrul Ministerului Agriculturii, Direcția de Control și, bineînțeles, Autoritatea Națională pentru Există o Publicitate și celulă Reclamă. de criză formată din membrii ai instituțiilor de care dumneavoastră ați vorbit mai devreme? A fost formată o celulă de criză în acest sens, care acționează în scopul delimitării competențelor și pe fiecare segment în parte își fac atribuțiile. Totuși, astăzi, la ceva vreme de la izbucnirea acestui scandal până la urmă, nu putem spune românilor efectiv vinovată este o firmă pentru că a vândut un anumit produs. Cum explicăm lucrul ăsta? Cred că s-au suprapus mai multe probleme acolo. Nu cred că e numai o firmă vinovată. S-ar putea ca un anumit lot de produs neconform să fie asigurat rezultatul pe un anumit canal. S-ar putea ca anchetele în derulare și prelevările care au mai fost făcute să demonstreze că și alte tipuri de produse neconforme au putut afecta situația respectivă. Nu știu din punct de vedere al Direcției de Sănătate Publică și al acelor vaccine cum și cum stă ancheta, dar din punct de vedere al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, noi am verificat în zona respectivă partea de etichetare și partea de depozitare conform competențelor. Ați spus că nu este neapărat posibil să vorbim despre un produs anume. Este și o altă ipoteză de lucru în momentul ăsta legat de ceva care a existat, nu știu, în apă, în aer, dincolo de un produs de pe rafturile unor comercianți? Au existat situații în trecut în care s-a dovedit sau s-au prelevat produse de apă, da, apă îmbuteliată, în care au fost descoperite bacterii coliforme. Din amonte naval, vă spuneam mai devreme, din amonte naval pe pânza freatică, există posibilitatea înțepării, împușcării pânzei freatice prin diferite fose septice, motiv pentru care în locul în care se captează apa respectivă pot fi determinate bacterii coliforme în apa respectivă de la sursa de captare. Dacă în fabrica respectivă nu există niște proceduri care să înlăture orice fel de bacterii, există posibilitatea ca în anumite ape de suprafață să existe bacterii coliforme sau Escherichia coli. Deci ar putea fi și o ipoteză legată de apa pe care oamenii din județul respectiv, inclusiv Inclusiv această bebeluși. ipoteză, se ia în calcul în momentul ăsta. Înțeleg, interesant. A mai avut loc o premieră pe durata desfășurării acestor, mă rog, investigații. Un ministru, și nu numai domnia sa, a ieșit public și a vorbit cu subiect și predicat despre o firmă anume,
am identificat-o, după care reacția unor subordonați, mă refer în principal din cadrul ANSVSA-ului, a fost mult mai rezervată și a spus că poate nu firma respectivă, ne referim la lactatele companiei Brădet, că deja nu mai este o noutate, să fi fost vinovate de povestea asta. Unii spun că s-a creat un prejudiciu iremediabil pentru companie. Din punctul nostru de vedere, cum vedeți această premieră, repet, de a ieși public înainte de finalizarea unei anchete și a spune X sau Y este posibil vinovat? Sunt două paliere de discuție aici. Dacă discutăm din punct de vedere al, știu eu, al devoalării identității operatorului economic, niciunul dintre noi n-am fi dispus să mâncăm un produs în care există bacterii coliform. Și atunci aș saluta inițiativa Ministrului Agriculturii de a spune și de a informa consumatorii români cu privire la riscurile la care se expun dacă achiziționează și mai mult dacă mănâncă produsul respectiv. Un alt palier de discuție ar fi că în momentul în care nu spui numele operatorului economic, ești acuzat de tăinuire. În momentul în care spui numele operatorului economic, ești acuzat că îi creezi prejudiciu de imagine. Nu știu câți dintre noi am fi dispuși să dăm copiilor noștri produse cu bacterii coliforme. Nu știu câți dintre noi am fi dispuși să dăm copiilor noștri produse cu Escherichia coli sau cu alte bacterii care să nu facă neapărat bine. Probabil că dacă am ști tot ceea ce există în lucrurile pe care le mâncăm zilnic, n-am mai mâncat aproape nimic, nu? Sunt anumiți aditive alimentare sau anumite ingrediente ale produselor care într-o cantitate mică nu provoacă riscuri destul de mari organismului. Dar mâncând o cantitate mai mare din ingredientul respectiv, există riscul de a afecta sănătatea și, spun eu, de multe ori poate chiar viața consumatorilor. Deci în povestea asta, ca să rezumăm, până la urmă, chiar dacă nu știm exact dacă firma Brădet are o vină directă în cazul bebelușilor, până la urmă, în anchetă s-au descoperit probleme și atunci poate că a fost normal să se spună, domne, acolo este ceva putred. Conform normelor europene, ești obligat să spui numele operatorului economic, să retragi de la comercializare produsul respectiv și să-l oprești din circuitul consumului uman. Știți de ce vă întreb asta? Pentru că mai mult ca o cutumă și în special în presă, de câte ori apar scandaluri pe anumite zone sensibile. Mă refer, de exemplu, în zona băncilor. Atunci când se întâmplă, nu știu, o fraudă, o chestiune neclară la o bancă, presa e tentată să spună la o bancă din capitală, fără să identificăm cu subiect și predicat. Pentru asta nu mi se pare normal. Adică dacă știm că acolo s-a întâmplat ceva, dar este această atitudine de rezervată față de bănci, de operatori de telefonie mobilă, de așa mai departe. Ori aici, de asta vă spun că a fost o premieră faptul că s-a spus cu subiect și predicat. Și dacă am rămâne în zona aceasta a operatorilor economici, mă gândesc să discutăm un pic despre multe alte cazuri, nu doar celor al bebelușilor, nu doar cel de care vorbim că ar fi creat o emoție foarte mare. Apar foarte des cazuri de toxinfecție alimentară, de probleme în alimentație. Chiar noastră ați avut recent o intervenție legată de povestea acesta a programului Cornul și Laptele și de modul în care sunt depozitate aceste produse. Ce se întâmplă de am ajuns să ne lovim atât de des de astfel de cazuri într-o societate în care se presupune că ar trebui să evoluăm, nu să ne întoarcem în urmă cu 20-30 de ani când lucrurile funcționau primitiv? Programul Corn Lapte este un program foarte bun, program guvernamental. Problema este în momentul în care îl aplici și în momentul în care te duci în școlile, în liceele, în after school-urile respective, descoperi că spațiile de depozitare ale produselor, și aici mă refer la cele lactate, nu sunt conforme cu ceea ce producătorii ne recomandă. În sensul în care temperaturile de depozitare nu sunt cele recomandate de către producători. Motiv pentru care dacă produsul lactat respectiv este ținut la o temperatură ridicată, mai mare de 4-8 grade, da, sau în mediu ambient, nu mai spun sub razele soarelui sau la temperaturi de 30-40 de grade vara, își schimbă caracteristicile. Chiar dacă el este în data durabilității minimale, în data limită de consum a produsului respectiv, el își schimbă caracteristicile în momentul în care îl ții expus la razele soarelui sau la o temperatură ridicată. Motiv pentru care pot apărea probleme de care vorbeam.
Am spus mai de mult că există probleme în sensul în care școlile n-au spațiile astea de depozitare, nu și l-au achiziționat. Odată cu demararea programului Conlapte ar fi trebuit să se gândească managerii școlilor și liceelor respective să achiziționeze și niște cabine frigorifice, niște camere frigorifice sau dacă nu niște frigidere obișnuite, casnice, în care să depoziteze produsele respective de la o zi la alta. Mai există o problemă pe trasabilitatea produsului de la producători către școli, dacă mașina respectivă nu este izotermă sau nu creează o temperatură normală și o temperatură recomandată de către producători. Pentru că de multe ori ne ducem la cazuri de toxi-infecție alimentară, verificăm produsele de la care se găsesc în momentul ăla în școală sau în magazia școlii și descoperim că ele sunt în termenul de valabilitate, în data limită de consum. Și ne întrebăm de unde oare s-a făcut acea toxi-infecție. S-a făcut de la faptul că au fost depozitate neconform. Au fost depozitate la o temperatură mai mare, au creat un câmp bacteriologic în interior, câmp bacteriologic care a fost ingerat, mâncat de către copii. Bun, în esență, totuși, programul Cornul cu Lapte este un program social. Foarte bun. Da, pe de altă parte, guvernul va putea spune, dom'le, noi am găsit fonduri pentru alocarea acestor produse, dar de manipularea lor ar trebui să se ocupe unitățile școlare. Cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, unitățile școlare la rândul lor pot invoca tot probleme financiare. Nu au bani să cumpere frigiderile respective, nu au condiții. Și atunci poate până la urmă în esență ar putea fi o soluție renunțarea la program în totalitatea lui. Nu, sub nicio formă. Programul e foarte bun și el trebuie să continue. O soluție, mă gândesc în secunda asta foarte repede, ar fi utilizarea produselor Tetra Pak. Cele care necesită temperaturi mai mari de depozitare și n-ar fi o problemă din punctul ăsta de vedere. Am înțeles. Haideți să ne canalizăm acum pe a doua parte a interviului către instituția în care faceți parte și v-aș întreba în primul rând dacă la nivel statistic, să spunem așa, există ceva anume cu preponderență spre care oamenii ar avea nemulțumire. Adică, mai în esență, ce reclamă cel mai mult românii la dumneavoastră? 100% reclamă serviciile. Servicii, deci zona de servicii. Zona de servicii este cea mai reclamată zonă, fie că vorbim de serviciile financiare bancare, fie că vorbim de serviciile de utilități. Există o discuție la nivelul Comisiei Europene vis-a-vis de vulnerabilitatea consumatorului de servicii, de utilități. Toți suntem consumatori de servicii, toți plătim la primărie niște taxe și niște impozite. Impozite din care sunt acoperite necesitățile noastre în calitate de cetățeni de data asta. Cu banii respectivi, primăria contractează niște servicii, fie că vorbim de salubritate, fie că vorbim de dezăpezire, fie că vorbim de alt tip de servicii. Există o discuție la nivelul Comisiei Europene vis-a-vis de nemulțumirea consumatorului sau de vulnerabilitatea consumatorului de servicii de utilități. În România, serviciile financiare bancare, datorită unui vid legislativ din perioada 2007-2008 până în 2010, și acest vid legislativ a creat anumite probleme în abordările pe care operatorii economici și instituții financiare le-au avut vis-a-vis de consumatori, ne-am trezit în situația în care există inserate în contracte fel de fel de clauze care creează dezechilibre între drepturi și obligații și aici mă refer la clauzele abuzive. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a gândit un sistem și un departament în cadrul căruia au fost analizate aceste clauze prezumtiv abuzive, au fost trimise către instanțele de judecată în baza legii 193/2000, urmând ca instanța să se pronunțe asupra caracterului abuziv al clauzelor. Au fost încheiate în acest sens pentru 40 de procese verbale pe clauze abuzive la operatorii economici și instituții financiare care au inserate una sau mai multe clauze prezumtiv abuzive și în acest moment sunt 4 procese verbale încheiate pe servicii de telefonie fixă și mobilă și servicii de internet. Ați vorbit un pic mai devreme de reclamațiile în ceea ce privește domeniul bancar și știu că ANPC-ul a creat în mod expres această divizie de un serviciu financiar.
Vreau să-mi spuneți dacă, în continuare, dincolo de clauze abuzive din contract, oamenii reclamă și alte chestiuni legate de bănci. Mă interesează, nu știu, eu mă gândesc inclusiv la executări abuzive, punerea în practică a unor eu știu, da, executări în condițiile în care, pentru că am auzit acest subiect aruncat de multe ori în mass media, oamenii ajung practic să plătească o bună bucată de vreme, un bun, un imobil în special, după care se trezesc cu el executat complet și în continuare bun de plată. Asta a fost criza economică până la urmă, a modificat complet regulile jocului pe piața imobiliară. Se poate, din punct de vedere al oamenilor care sunt în această situație, să se adreseze și ANPC-ului cu chestiuni de genul ăsta, sau e efectiv o chestiune de bucătărie bancară și cu asta basta? Nu, e o chestie de protecția consumatorilor, o speță interesantă de protecția consumatorilor, numai că acum se transpune în legislația românească o directivă, directiva 17, care inserează inclusiv comportamentul pe care trebuie să-l aibă recuperatorii de creanțe în relația cu consumatorii persoane fizice și totodată vestita legea dării în plată. Legat de legea dării în plată, chiar dacă nu intrăm atât de profund în povestea asta, pentru că e în primă fază în zona politică, în zona, eu știu, negocierilor și nu e ceva încă palpabil, cum se vede din punct de vedere al ANPC-ului această lege în raport cu consumatorii care vor fi fie victime, fie beneficiare acestei legi? ANPC-ul nu poate să fie decât de partea consumatorilor, dar un punct de vedere îl veți primi din partea guvernului, un punct de vedere consolidat. Noi aparținem și suntem sub tutela Ministerului Economiei, care este sub coordonarea guvernului. Deci un punct de vedere pe legea dării în plată, în acest moment nu putem să vă dăm, există un punct de vedere consolidat al guvernului care va fi prezentat medii. Înțeleg. O directivă europeană implementată recent și în România a creat un curent de opinie, să spunem așa, în rândul consumatorilor. S-a născut ideea că orice produs cumpărat dintr-un magazin pe o cale sau alta poate fi returnat în 30 de zile fără niciun fel de obligație. Discutam acest subiect chiar înainte de începerea interviului și ați nuanțat un pic. Poate explicăm foarte clar pentru toți cei până la consumatorii, ce înseamnă chestiunea asta cu 30 de zile produsul înapoi? Sunt două tipuri de a achiziționa un produs. Vânzarea directă, în momentul în care consumatorul se duce direct în magazin și ce spuneați dumneavoastră, legea care s-a modificat 449 a adus niște amendamente legii vechi, da, și niște completări, și vânzarea online. În cadrul vânzării online, având în vedere că, virgulă, consumatorul nu are posibilitatea să testeze produsul, să-i verifice caracteristicile, știu eu, textură, nuanță, culorile nu sunt obligatorii, cele de pe ecranul monitorului în momentul în care achiziționăm online, nuanța, culoarea nu este aceeași ca în momentul în care o vedem sub lumina soarelui sau sub lumina unui bec sau mai știu eu cum acasă. Motiv pentru care legiuitorul a considerat că un termen de 14 zile este necesar consumatorului să refuze produsul respectiv, să-l returneze fără niciun fel de motiv. Da? La vânzarea directă se presupune consumatorul se duce direct în magazin, achiziționează în deplină cunoștință de cauză, îi verifică caracteristicile produsului, culoare, mărime, formă și toate celelalte, și sigur că are capacitatea de a achiziționa produsul respectiv în deplină cunoștință de cauză. Motiv pentru care legiuitorul a considerat că în această situație, în termen de 15 zile, se returnează doar produsul neconform. Dacă se descoperă că produsul avea un viciu de fabricație sau era neconform, doar în această situație se poate returna fără niciun fel de altă explicație. În rest, nu putem să achiziționăm un produs și după aia să ne gândim că după 10 zile după ce l-am purtat putem să-l dăm înapoi. Este total anormal. Deci din punctul de vedere al clientului este indicat, să spunem așa, dacă vrea să aibă această posibilitate să achiziționeze online. Având în vedere creșterea volumului de vânzări online și sfatul meu este să se achiziționeze produse de pe online. Având că este mult mai sigur să achiziționezi, în primul rând că îi vezi toate caracteristicile, în al doilea rând că nu plătești produsul respectiv decât la livrare,
descoperi produsul respectiv, dacă nu-ți convine, poți să refuzi livrarea respectivă sau mai mult, plătești livrarea respectivă, verifici produsul și dacă ești nemulțumit de caracteristicile lui, îl returnezi în termen de 14 zile fără niciun fel de explicație. Moment sau motiv în care la vânzarea fizică directă nu se poate întâmpla așa ceva. Deci rămâne la latitudinea operatorului economic dacă vrea să-ți returneze banii pe produs sau să-ți schimbe produsul cu alt produs. Este în funcție de politica comercială a magazinului și nu depinde de o modificare legislativă sau de o impunere legislativă. Înțeleg. O altă chestiune care a creat ceva emoție, să spunem așa, în societate. Mai avem foarte puțin și intră în vigoare reglementările privind fumatul în locurile publice. Vă așteptați ca în acel moment și ANPC-ul să se trezească cu un val de reclamații, modificări, apeluri din partea, nu știu, celor care se vor simți poate afectați de aceste modificări? Sau cum credeți că va funcționa această schimbare până la urmă în societatea românească? Vor exista mulțumiți și vor exista nemulțumiți. Așa cum există și în momentul acesta mulțumiți de faptul că se fumează în anumite spații, dar există totodată și foarte mulți nemulțumiți că se fumează în spațiile respective. Și în momentul acesta există o lege în vigoare, legea 349, care obligă cel puțin operatorii economici care dezvoltă activități de restaurant, bar și așa mai departe, să aibă pentru spațiile mai mari de 100 de metri un spațiu dedicat, închis, separat, complet, aerat, separat, un spațiu în care să se fumeze, lucru care în marea majoritatea cazurilor nu se întâmplă sau nu se respectă tocmai de către consumatori. De asta zic că o să fie și nemulțumiți și mulțumiți în situația asta. Nu știu dacă o să crească cu mult numărul de reclamații. Ce știu însă sigur este că în urma controalelor, și aici Inspectoratul General Poliției Române o să aibă competențele de control, sigur o să se interzică fumatul în locurile publice și în locurile închise. Și atunci estimați practic prin felul în care este concepută legea că principala instituție vizată de reclamații să fie totuși poliția și mai puțin ANPC-ul, nu? Da, bine, noi dacă vom primi reclamații, conform competențelor, le vom redirecționa către Inspectoratul General al Poliției Române, către Ministerul de Interne. Nu știu la ce departament sau la ce direcție a dânșilor va fi exact competența cu fumatul, dar vom redirecționa conform. Mă întreb asta pentru că omul în general a câștigat încredere în ANPC și de asta e posibil ca prima instituție pe care să o semnaleze, chiar dacă nu e vizată direct impunerea al competențelor, să fiți dumneavoastră. Și de asta e de așteptat să existe o creștere a reclamațiilor la nivelul instituției. Da, în conștiința colectivă, în conștiința omului, în momentul în care ai o problemă, sunt la ANPC. De la canalul care se mișcă și trece o roată peste el și îl deranjează pe vecinul de la 3 până la contractul bancar cu clauze abuzive, românului îi place să reclame absolut orice. Noi ne bucurăm, pentru că asta înseamnă că are încredere în consumatorul român, are încredere în instituția statului și în instituțiile statului. Conform competențelor, pe fiecare palier în parte și pe fiecare competență în parte, vom redirecționa reclamațiile. Fie că vorbim de Ministerul Sănătății, ANSVSA, Poliție sau mai știu ce altă instituție. Prin modul în care se pot face astăzi reclamațiile noastre, inclusiv online, adică foarte facil, da, cred că reclamațiile în special au crescut numărul lor. Și vreau să vă întreb dacă aveți o statistică legată de ponderea modului în care se fac ele, modul online versus venitul clasic vechi la ghișeu și depus o reclamație cu număr de înregistrare și documente anexe, cum se făcea acum ani de zile. Nu, în ultimii 5 ani ponderea reclamațiilor din online a crescut în primii ani chiar cu 300 până la 500%. Dacă înainte se trimiteau scrisori prin poșta română sau veneau direct la ghișeu, așa cum spuneți dumneavoastră, astăzi au posibilitatea să trimită fie pe Facebook acum sau pe orice canal de comunicare, pe mail. Pe site-ul anpc.gov.ro există un formular de reclamații, formular care este accesat de câteva zeci de mii de consumatori anual. Mi-am amintit de un alt scandal în care s-a vehiculat nu ca și actor direct, dar ca și instituție care s-ar putea implica ulterior,
numele ANPC-ului. Este vorba de scandalul noxelor la mașinile produse de compania Volkswagen. Și din câte știu, după această poveste s-a pus problema faptului că dealerii de mașini ar putea fi sancționați de către ANPC pentru lăsarea pe piață a unor astfel de vehicule. De la acel moment până astăzi, au existat sesizări sau a fost nevoie să luați vreo măsură sau pur și simplu după scandalul respectiv dealerii și-au retras de pe piață toate aceste mașini și n-ați avut de a face cu... sau n-a existat nevoia sancționărilor? Nu, și înainte de scandalul de care vorbiți dumneavoastră, chiar și după, există o lege care prevede că operatorii economici care comercializează autoturisme, în situația în care găsesc anumite defecțiuni la fel de fel de sisteme, fie că vorbim de direcție, de frânare asistat sau oricare, au obligația să notifice autoritatea și să notifice consumatorii posesori de acele tipuri de mașini să le recheme în serviciu pentru a face modificările respective, în așa fel încât să nu pună în pericol sănătatea sau poate chiar viața consumatorilor. Și în situația respectivă, operatorul economic de care vorbiți a notificat posesorii de acele tipuri de mașini. Era vorba de diferența dintre euro, de la euro 5, și softul respectiv dădea ca euro 5 un euro 3. Și atunci s-a pus problema unei diferențe de bani pe care operatorul economic respectiv le-a încasat. Da, și trebuia să se suporte. Erau alte instituții cu atribuții în momentul ăla și aici vorbesc de Ministerul Mediului cu taxele de mediu, vorbesc de Ministerul de Transporturi cu Inspectoratul pentru Transport. Și ultima întrebare, pentru că se apropie sărbătorile de Paști și parcă de la an la an ne amintim imaginile acelea cu operatorii controlați, cu nereguli, cu miei tăiați, sacrificați în tot felul de condiții, să spunem, mai puțin igienice, dacă nu chiar insalubre. Cum putem, din punctul de vedere al instituției din care facem parte, să preîntâmpinăm toate aceste lucruri? Cred că și prevenția ar conta un pic mai mult, pentru că altfel, sigur, vom avea acele imagini cu angajații de la ANPC care fac descinderi împreună cu poliția. Clasic, dar nimic din punct de vedere al prevenției. Cum vedeți dumneavoastră că ar trebui totuși responsabilizat vânzătorul, comerciantul, să nu mai avem astfel de cazuri sau să avem mai rar astfel de cazuri? Eu aș pleca din partea consumatorilor și aș spune că ar trebui să achiziționeze produse doar din locuri autorizate. Acum vă întrerup, consumatorul până la urmă urmărește prețul. Dacă undeva găsește mai ieftin, e tentat să meargă acolo. Asta e tentat, dar trebuie să-i spunem că în locul respectiv există posibilitatea să-i pună în pericol sănătatea sau poate chiar viața. Să nu cumpere de pe trotuarul sau de pe caldarâmul drumului, să nu cumpere din oboare sau din târguri amenajate ilegal sau într-un colț de câmp, să nu cumpere din portbagajul autoturismelor. Produsul respectiv este ținut în condiții improprii. Nu este ținut la o temperatură care să-i asigure un produs conform. Motiv pentru care, dacă, să zicem, ar fi încântat de un preț mic, ar putea risca prin acel preț mic să-și pună în pericol sănătatea familiei sau chiar viața. În momentul în care cumpără un produs ținut în alte condiții decât cele care trebuie. Vă spuneam să cumpere din locuri autorizate. E foarte important. Locurile autorizate sunt avizate și de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranță Alimentară și către Direcția de Sănătate Publică. Să cumpere produse etichetate, să verifice cu atenție pe eticheta de produs ingredientele, să verifice dacă cumva în ingredientele respective nu există produse alergene, produse care îi creează lui alergii, dacă se știe alergic la un anumit tip de produs, eu știu, nu știu, la gluten sau la crustacee sau mai știu, la lapte, la produse lactate, să verifice cu atenție eticheta de produs. Dacă conține acel ingredient, există posibilitatea să se expună la un risc mult prea mare. Să verifice prețul. Nu întotdeauna prețul mic înseamnă că îi creează cele mai multe avantaje. Există o altă discuție la nivelul Comisiei Europene vis-a-vis de prețul corect, de raportul calitate-preț.
Un preț corect este prețul pe care îl dai mediu între prețul minim și prețul maxim pe care îl găsești pe piață. Întotdeauna, la nivelul Comisiei Europene, se practică ideea de a cumpăra la un preț mediu, niciodată la prețul cel mai scăzut, pentru că există riscul să cumperi un produs contrafăcut. Domnule Paul Angel, vă mulțumesc pentru prezența alături de noi în studioul PS News și vă mai așteptăm cu drag, ori de câte ori vom avea lucruri interesante să le comunicăm românilor. Eu vă mulțumesc.